Suntem în living, da. Nu știu dacă vedeți ce se întâmplă aici. Băieții au emoții, cred, sunt convinsă. E un moment dificil pentru că, băieți, urmează momentul în care voi veți nominaliza dintre concurenții care nu au imunitate. Și o să-i spun aici ca să știți exact, să nu avem neînțelegeri. Așadar, puteți nominaliza dintre Izabela, Adelina, Ana și Alina. Și în cazul băieților, Blaze, Bogdan, Alin și Radu. Aceștia sunt, da? Acestea fiind spuse, mă fac că mă uit pe pereți și puteți să scrieți. Vă gândiți bine. Vă gândiți bine că, na, nu punem niște nume acolo de dragul numelor. Mă bucur că nu mai este povestea aia cu votul nul, în sensul că să nominalizați cine credeți voi că ar avea imunitate și în felul ăsta să vă spălați pe mâini de problemă. Măcar așa știm sigur că este cu simțul răspunderii. Ia să vedem. Ai terminat, Marian? Da. Hai. Te rog. Mulțumesc. Mulțumesc. Pe Blaze îl mai las. Ia să vedem. Aici e gata. Gata. Hai, Ionuț. Hai, Ionuț. Ești gata, Bogdan? Mulțumesc. Perfect. Plicurile sunt... Blaze! Iartă-mă! Plicurile sunt la mine. Vedem un material cu discuțiile băieților despre nominalizări și ne mutăm cu toții în studio, în platou, ca să vedem ce au ales băieți. Tensiune multă. Dar o să vorbim despre lucrul acesta cu altă ocazie. Vreau să deschidem plicurile, să vedem pe cine cred băieții că ar trebui să plece acasă. Pe cine au nominalizat? Începem cu Ionuț. Ionuț crede că acasă ar trebui să plece următorii doi concurenți. Radu și Alina. Bogdan a nominalizat. Alina și Radu. Mă reamintesc faptul că ținem cont de majoritatea nominalizărilor, da? Asta contează. Liviu. Radu și Alina. Radu a nominalizat și el. Adelina și Alin. Marian. Alina și Radu. Și un smiley face. Sad. Trist. Alin. Spune că acasă ar trebui să plece. Radu și Alina. Și ultima nominalizare, Blaze spune că ar trebui să plece. Alina și Radu. Și o inimă. 6 nominalizări, Alina, 6 nominalizări, Radu, câte o nominalizare, Adelina și Alin. Acesta a fost votul băieților. O să aflăm la sfârșitul emisiunii și votul fetelor și o să ne lămurim atunci cum stau lucrurile.